Săracă inima mea, săracă inima mea, iar începea mă dore, iar începea mă dore. Formația Art Group din Chicago se bucură de un succes enorm la cele mai frumoase evenimente culturale, unde sunt invitați să cânte și să aline dorul de casă al moldovenilor din Statele Unite ale Americii. Eforturile artistice ale trupei Art Group, din care face parte și Viorica Balaban, o moldoveancă stabilită de 5 ani cu traiul în Chicago, sunt pe deplin justificate, mai ales când trebuie să-și gestioneze mai bine timpul supraîncărcat. Deci, de când eram mică, mie mi s-a părut America țara visurilor mele, țara tuturor oportunităților, și de când eram mică spuneam că eu să mă duc acolo și să locuiesc acolo, părinții se râdeau. Și uite că am avut oportunitatea să vin, am făcut și această formație și cântăm și bucurăm ceilalți moldoveni care sunt aici. Între membrii formației, constituite atât din moldoveni cât și românii din America, s-a creat o legătură puternică, o adevărată punte peste prut, doar că în Statele Unite ale Americii. Atunci când am suit pe scenă, n-a contat că suntem români, că suntem moldoveni, că suntem altă nație. Noi am dus muzica lăutărească, românească, moldovenească, am dus-o și am prezentat-o americanilor. Și pot spun că în Downtown, în Chicago, ne-am cântat pe cele mari scene, ne-am cântat în Millennium Park, cu cei mari artiști ai, și nu numai. Nemai vorbind de faptul că am colaborat cu foarte mulți artiști din Moldova, care au fost aici, frații Bivol au fost, au stat la noi, am concertat cu ei, Gheorghe Țopa, Igor Rusu, care pe calea asta salutăm, un om de nota 10. Doar într-un singur an, formația Art Group a susținut 10 de evenimente culturale, iar ultimul spectacol l-au concertat alături de alți artiști, Pașa Parfeni și Cătălin Josan, într-un spectacol inedit de mărțișor. Artiștii moldoveni și români care fac parte din formație atrag și atenția publicului american, iar în curând speră să promoveze valorile culturale românești pe marile scene din Chicago. Tinerii și-au făcut renume cântând live, iar spectacolele lor sunt destul de imprevizibile. Avem proiecte mari, cum am spus, cântăm la foarte multe evenimente din Chicago, și numai în Chicago, și la români și la moldoveni. Mai ales acum că ne-am format și români și moldoveni, cam suntem ceruți peste tot la ora actuală. Și ne bucurăm de o prezență anume atunci când noi avem concert sau cântări. Mulți români și moldoveni au început să aprecieze muzica și calitatea. Ce înseamnă muzică? Muzica folk este o oportunitate unică pentru moldovenii din Chicago de a se simți mai aproape de țară, de a fi mândri că sunt români și mândri de valorile naționale care sunt promovate de Art Group. Promovăm, cum a spus și Cristi, valorile noastre naționale, pentru că se nasc copii, vin moldoveni și se nasc aici mulți copii și trebuie să știe și ei valorile noastre, portul nostru popular, muzica noastră frumoasă, tradițiile. Văd că moldovenii, tineretul, tinerii copii, băieți care vin, copii, fete, preferă muzica autentică și dansurile și portul moldovenesc, ceea ce este foarte frumos. Cola, cu pâine exact, și sare. Și menține orice la români, nu este așa ceva, s-au pierdut aceste frumoase tradiții. Îndrăgiții artiști reușesc să trezească la nunți și cumetrii nostalgii și amintiri față de meleagurile natale, iar publicul îi așteaptă mereu cu căldură și interes. Combinația inedită de ritmuri de jazz și folclor românesc ale formației Art Group, unice în muzica românească, ating cele mai sensibile coarde sufletești ai spectatorilor din Chicago. De obicei, muzica folclorică, ceea ce ne reprezintă pe noi Moldova, România, dar nu numai, cafe, concert, muzică clasică, puțin jazz, blues, etno, cam absolut, noi suntem un grup care încercăm să cuprindem absolut toate genurile muzicale.
Cel mai des, artiștii care au format Art Group se bucură când publicul rămâne încântat de prestația lor în Chicago, iar pe viitor își propun să călătorească și în alte orașe, unde speră să fie aplaudați pe aceeași măsură. Cred că anul viitor vom fi la 2-3 concerte în City of Chicago pe cele mai mari scene, în Grand Park, în Millennium Park, unde eu mai tot timpul colaborez cu tatăl meu și cântăm la două țambale diferite și același timp eu vreau să aduc acest grup, nu numai eu și tot întreaga formație, să facem același lucru și să se audă noi și România și de ce să nu fim și chemați și Moldova și România să fie chemați și să dăm interviuri și acolo și să cântăm ceea ce noi credem că putem duce mai departe folclorul și tradițiile noastre. Cum au spus și colegii mei, când deja o să avem un repertoriu bine format, când deja o să stăm bine pe picioare aici și o să fim noi sigur în forțele noastre proprii, atunci cred că o să ne luăm inima în dinți și o să mergem, pentru că acasă sunt foarte mulți artiști mari, știuți oriunde. Planul nostru este un plan mare. Deja suntem nu doar în Chicago, mâine plecăm în Las Vegas. Suntem în America, lumea a început să ne cunoască. Am avut onoarea să cânt pe cele mai mari scene ale Americii, alături de tatăl meu. Același lucru vreau să fac eu, să preiau, să duc ștafeta mai departe cu acest minunat grup care m-am alăturat de tineri, care toți la bază, toți colegii mei au o școală de muzică. Hai, hai, inimă, hai, la multe rele mă dai. Hai, hai, inimă, hai, pe din jos, pe după. Orașul Chicago este recunoscut drept cel mai european dintre marile orașe americane, care găzduiește un număr record de manifestări culturale ale minorităților din Europa. Comunitatea moldovenească din Chicago este cea mai numeroasă din Statele Unite ale Americii.